Nu la școlar a început și totuși în județul Sălaj mai sunt școli care nu au autorizație sanitară de funcționare. Din cele 475 de unități de învățământ, doar 376 sunt autorizate și 59 sunt în curs de autorizare. Un lucru îmbucurător este faptul că nu au fost probleme care să împiedice începerea anului școlar. Două din cele mai renumite școli gimnaziale, Mihai Eminescu și Gheorghe Lazăr, sunt în reparații capitale. Cu acordul părinților s-a stabilit să fie un program special pentru ca lucrările să fie continuate, astfel încât până la finele acestui an școlile să aibă un aspect nou. Personalul didactic a fost acoperit, dar mai sunt și câteva cazuri izolate. Cum se desfășoară cursurile la școala gimnazială Mihai Eminescu? Cursurile se desfășoară pe două schimburi, clasele 1-4 dimineața și împreună cu ei, tot cu indice 1, clasele a 6-a și a 8-a, iar clasele a 5-a și a 7-a cu program indice 2 după masă. Ce au spus părinții? Unii au fost mulțumiți, gândindu-se la procesul educativ din această școală, alții au preferat programul de dimineață și și-au făcut transferul elevilor la alte școli care au clasele a 5-a și a 7-a dimineața. Cum e la școală? Foarte frumos! Ce-ți place cel mai mult? Germana și sportul. E bine! Ce-ți place ție cel mai mult la școală? Română și religia. Foarte bine! Ce-ți place cel mai mult la școală? Păi, germana. Îmi place sportul. Și germana numai.